Cred că putem începe. Vreau să vă salut pe toți cei care v-ați conectat la această sesiune Zoom. Mai așteptăm și pe alții să se conecteze. Sesiunea poate fi de asemenea urmărită și pe pagina de Facebook a organizației Freedom House. Pentru început, am câteva remarci logistice. Vom facilita traducerea simultană în trei limbi, română, engleză și rusă, selectând butonul traducere. Iar dacă nu aveți indicată română, atunci selectați limba franceză. Pentru întrebări și răspunsuri, vă rog să scrieți direct în chat sau să mă anunțați dacă doriți să interveniți. Vă mulțumesc foarte mult pentru interes. Mă numesc Tatiana Puiu, sunt reprezentantă de țară a Organizației Internaționale Freedom House și am pregătit astăzi pentru dumneavoastră o prezentare foarte interesantă a recentei note analitice Viața privată și libertatea de exprimare a Republica Moldova, un dezechilibru periculos pentru jurnaliști. Acest document face parte dintr-o serie de note analitice Media Forward, care permite analiștilor și experților locali să cerceteze și să scrie briefuri cu privire la problemele cheie care afectează sectorul mass media din Republica Moldova. Vom discuta astăzi despre accesul la informații în Moldova, atât prin prisma problemelor legislative descrise de autoarea notei analitice Patricia Zghibarta și totodată instrumentele oferite de platforma Vreau Info, dezvoltată de Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului, detalii despre care ne va oferi Diana Butnaru. Această sesiune este parte a proiectului Presa în sprijinul democrației, incluziunii și responsabilității în Moldova, media finanțat de USAID, UKAID și implementat de Internews în Moldova și Freedom House, care are ca scop promovarea dezvoltării mass media independente și profesioniste și crearea unui sector media mai rezistent la presiunile politice și economice. Iar acum îi ofer cuvântul la autoarei notei analitice, Patricia Zghibarta, care ne va împărți concluziile sale, dezvăluind modul în care autoritățile acordă prioritate sistemică legislației privind protecția datelor caracter personal, creând obstacole juridice și administrative pentru jurnaliști în accesul la informații de interes public. Patricia, ai cuvântul. Mersi frumos, Tatiana. Vreau să reamintesc că celor care sunt prezenți, că această sesiune este cu traducere, puteți folosiți butonul interpretare din dreapta jos ca să ascultați în altă limbă decât română prezentarea pe care o voi face acum. Așa. Sper că toată lumea vede și ecranul meu. Eu o să încep, de fapt, cu o trecere în revistă a ultimelor clasamente pe care le-a avut Republica Moldova și v-aș ruga să aveți în gând atunci când o să discutăm mai departe despre acest subiect, aceste imagini. Prima se referă la clasamentul pe care l-are Republica Moldova în ceea ce privește indicele libertății presei. După cum bine știți, cred că și ambasadorul UE la Chișinău, în cadrul Mass Media Forum recent, a evidențiat trecerea rapidă din anul 2013 până în anul 2020 și scăderea cu câteva poziții semnificative în acest indice pentru Republica Moldova, precum și indicele pentru sau subindicele, mai bine zis, pentru clasamentul privind acces la informație. În prezent, Republica Moldova este pe locul 57 din 128. Asta doar ca o informație generală pe care să o avem în gând atunci când vom discuta mai departe despre existența sau inexistența unui echilibru între cele două drepturi. Vreau să explic un pic care a fost modul de lucru în scrierea acestei sinteze. M-am uitat în special la acele scenarii în care dreptul la libertate de exprimare și dreptul inerent de acces la informații, în special în ceea ce privește activitatea jurnaliștilor, se confruntă sau este într-o competiție cu viața privată și protecția datelor cu caracter personal. M-am uitat aici în special la două scenarii de bază. Scenariul prepublicare, atunci când jurnaliștii încearcă să obțină prin solicitări de informații informații valoroase pentru publicațiile lor și acele bariere cu care se confruntă atunci când solicită accesul la informație. Și al doilea scenariu, post-publicare, atunci când teoretic activitatea jurnalistică ar putea fi descurajată
de acele cauze în instanțele judecătorești din Republica Moldova atunci când sunt în calitate de părât pentru cauze privind apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale. Ei bine, în acest al doilea scenariu, jurisprudența CSJ-ului arată că de obicei este de partea jurnaliștilor. De aceea, mai mult în sinteză m-am axat pe primul scenariu, care este mult mai problematic și în cele ce urmează voi evidenția doar câteva aspecte, deci vârful icebergului în această privință. Este bine cunoscut că legislația privind accesul la informații este una anacronică, de aproape 20 de ani. În sine asta nu este neapărat o problemă, dar atunci când o să vedeți, când cumulăm toți factorii, aceasta devine o problemă într-adevăr foarte importantă, pentru, în special pentru cei care au o activitate jurnalistică. Inevitabil, legislația anacronică presupune și termeni ce creează confuzie. Un simplu exemplu aici, în Constituție avem o astfel de sintagmă precum informație de interes public, în legea privind accesul la informații avem o sintagmă cel puțin care creează confuzii și anume informații oficiale. Deci tot felul de astfel de anacronisme și, și diferențe cumulat devine o barieră atunci când jurnaliștii depun aceste solicitări de informații în cadrul autorităților. Și în sfârșit, o problemă foarte mare este evident lipsa în legislația curentă a unor detalii privind care este interacțiunea de fapt între aceste două concepte, da? Datele cu caracter personal și accesul la informație. O să vedeți mai târziu că frecvent se refuză oferirea accesului la informații printr-un temei din ăsta de blanchetă absolut pentru că această informație conține date cu caracter personal. Și în același timp aș vrea aici să menționez că în vara anului 2020 s-a înaintat un pachet întreg de amendamente la legislația privind accesul la informații și datele cu caracter personal. Tatiana va vorbi extensiv despre aceste propuneri, eu nu o să mă opresc aici, dar ele vin să acopere foarte mult din aceste lacune. Și un lucru pe care aș vrea neapărat să-l menționez aici este inserarea în acest pachet de amendamente a prezumției că informația este de interes public până când furnizorii nu demonstrează altfel. Eu cred că aceasta este una dintre modificările care, de fapt, vin să echilibreze aceste două drepturi și interese. Și bine, această legislație, care este deja anacronică și creează foarte multe confuzii, acest pachet se transportă în mod practic în acțiuni cel puțin interesante la nivelul autorităților publice, dar și la nivelul instanțelor judecătorești. Aici ne referim la o problemă pe care au semnalat-o frecvent cei care solicită informații, inclusiv jurnaliștii, și anume faptul că foarte, foarte frecvent răspunsurile la solicitări de informații sunt tardive. Frecvent se refuză oferirea informației în temeiul protejării datelor cu caracter personal. Cei de la CPR Moldova, cred, au făcut la un moment dat un studiu și au arătat că din 40% din solicitările pe care ei le-au înaintat la 10 de autorități, e bine, 40% din acele solicitări au fost refuzate sau li s-a răspuns parțial doar, invocându-se protecția datelor cu caracter personal. Centrul de protecție a datelor cu caracter personal, apropo, în ultimul său raport, însuși a menționat despre faptul că invocarea aceasta abuzivă a protecției datelor cu caracter personal este o problemă. Ei, și această practică defectuoasă care se trage în mare parte inclusiv din
într-o legislație anacronică și defectoasă, se translează și într-o jurisprudență neuniformă. Probabil în vara acestui an toată lumea a auzit despre un dosar foarte cunoscut și o sintagmă interesantă pe care Colegiul Civil și de Contencios Administrativ al Curții Supreme l-a inserat în acea decizie. Ne referim aici la cauza Asociației Obștească Juriștii pentru Drepturile Omului și Tătarană împotriva ASP-ului. Deci, interesant în această decizie este anume această sintagmă pe care o vedeți la ecran. CSJ-ul, printre altele, în acea decizie, a menționat că legea privind accesul la informație a devenit inaplicabilă odată cu intrarea în vigoare a codului administrativ. De ce este problematică această mențiune în decizia CSJ-ului? Ei bine, în sinteza mea, pentru că eu am analizat jurisprudența CSJ-ului din 2011 încoace, a fost interesant să văd că câteva săptămâni ulterior acestei decizii, CSJ-ul a mai emis câteva decizii în care a făcut referire la legea privind accesul la informație și chiar a aplicat-o în mod surprinzător. Dar mult mai problematic este aspectul că asimilarea solicitărilor de informații cu petiții, da, și trecerea la acestora sub regimul petițiilor din cadrul codului administrativ creează o serie de piedici pentru cei care solicită informația și în special pentru jurnaliști, care activitatea cărora depinde de fapt de obținerea informației pentru publicare. Se pot enumera mai multe aici, dar în special termenul mult mai extins pe care trebuie să-l aștepte jurnaliștii, de exemplu, pentru a obține un răspuns la o solicitare, dificultăți cu care se pot confrunta din cauza formei în care trebuie să fie formulată această solicitare de informație și necesitatea, de exemplu, de a semna electronic solicitarea, precum și îngustarea cercului de furnizori de informații la autorități publice. Și în sinteza mea, în urma identificării acestor câteva puncte, da, de conflict, am relevat câteva recomandări. Prima este absolut evidentă, adoptarea modificărilor legislative propuse. Repet, acestea elimină ambiguitățile majore, da, care duc la o practică defectuoasă atât la nivelul autorităților, dar și la nivelul instanțelor judecătorești. Faptul că aceste amendamente, deși sunt foarte bune, nu au fost încă adoptate, este la fel o problemă și despre ultimele declarații, probabil, la domnului Nagacevski o să vorbească inclusiv Tatiana. Dar chiar și în condițiile în care am avea această legislație bine pusă la punct, este evident că trebuie să se lucreze și la nivelul autorităților și instanțelor judecătorești. Dacă vorbim despre autoritățile publice și despre furnizorii de informație, un pas foarte simplu, de fapt, ar fi publicarea a cât mai multe informații pe paginile web oficiale. În pachetul propus există o astfel de prevedere care menționează o listă minimă, da, de informații care trebuie să fie publicate. Pe termen lung, de fapt, asta este o situație de win-win și pentru autorități, și pentru jurnaliști, și pentru cetățenii de rând, pentru că pe termen mediu și lung, autoritățile s-ar confrunta cu tot mai puține solicitări de informații, sau cel puțin ar redirecționa mult mai ușor cetățenii și jurnaliștii la informația care deja este disponibilă, dacă aceștia nu știu unde să o găsească. Evident, un lucru care nu trebuie neglijat, mai ales atunci când introduci reforme atât de majore precum este codul administrativ, sunt instruirile, mai ales în contextul fluctuațiilor frecvente. Asta nu înseamnă că aceste instruiri trebuie să presupună o finanțare foarte, foarte mare, dar cred că în cadrul autorităților publice s-ar putea pune mult mai mult accent pe
a investi în personalul care răspunde zilnic la astfel de solicitări de informații, în special ca aceștia nu pur și simplu să citească prevederile codurilor și legilor, dar să înțeleagă unde acestea se confruntă și cum trebuie aplicate. Și evident, odată cu aceste schimbări, s-ar putea vorbi de fapt despre o schimbare de abordare la nivelul autorităților și despre proactivitate în oferirea informației. O altă recomandare, care sunt sigură că poate fi dezbătută extensiv, este acoperirea acestui vid instituțional în domeniul accesului la informație și mass media. Pe de o parte, de exemplu, avem Centrul pentru Protecția Datelor Caracter Personal. Nu există vreo instituție care sub umbrela ei ar proteja accesul la informație. Acest lucru se face acum foarte fragmentar. Cetățeanul sau publicația merge de obicei în instanță pentru a-și apăra acest drept. Mai există și vidul instituțional pentru promovarea politicilor în mass media, dar despre asta voi vorbi în următorul slide și la asta se va referi probabil și Tatiana mult mai extensiv și mai competent decât mine. Și în sfârșit, nu ar trebui evident neglijat rolul instanțelor judecătorești și în special a Curții Supreme, rolul Curții Supreme de Justiție în unificarea practicii judiciare în acest domeniu, mai ales când vorbim despre astfel de noutăți legislative majore, precum este codul administrativ și interacțiunea cu alte legi și cu alte regimuri juridice. Și există instrumente pentru asta, inclusiv aceleași opinii consultative. Aș vrea doar la sfârșit să menționez că sinteza a fost publicată, a fost elaborată cu câteva luni bune înainte de această prezentare și între timp s-au întâmplat mai multe lucruri interesante și importante în domeniu, pe care o să vă încurajez să le vedeți și să le căutați după sesiunea de astăzi. Curtea Constituțională are în prezent două sesizări. O sesizare interesantă care se referă la verificarea constituționalității unor prevederi din legea privind accesul la informații și o altă sesizare care se referă la interpretarea, la verificarea constituționalității unei prevederi din codul administrativ. Esența acestor sesizări și modul în care curtea va interpreta legislația curentă este foarte important și anume aceste două sesizări ar putea aduce un pic mai multă lumină. Se vede că în absența adoptării unui cadru legislativ nou, se încearcă alte căi de a elucida acest dezechilibru și incertitudine în jurul accesului la informații și protecției datelor și regimului petițiilor și regimului solicitărilor de acces la informații și iată că sunt aceste sesizări la Curtea Constituțională care încearcă măcar parțial cumva să rezolve și să elucideze aceste conflicte. Mai există o inițiativă legislativă destul de interesantă care a apărut acum ceva timp. Vorbim aici despre modificări la codul serviciilor media audiovizuale și la propunerea de a dezvălui sursa atunci când instanța dispune acest lucru în temeiul apărării Securității Naționale sau Ordinii Publice. Și nu o să dau aici calificative aceste inițiative și dezvoltări noi în acest domeniu ar trebui lăsate pentru discuții, poate la sfârșitul acestei sesiuni. Și în sfârșit, o ultimă recentă declarație a Ministrului Justiției de a lua cumva sub umbrela Ministerului Justiției promovarea politicilor în domeniul mass media, care s-ar putea să accelereze un pic adoptarea acelui pachet de foarte importante amendamente în domeniu. Mulțumesc foarte mult pentru atenție, sper că m-am încadrat în timp și îi ofer cuvântul Tatianei. Mulțumesc tare mult, Patricia, cu adevărat impresia mea este că ai încercat să acoperi toate problemele despre care se discută tot mai mult în spațiu public.
Accesul la informații, amintesc că este nu doar dreptul de acces la informații de interes public, dar și libertatea publicului de a informa corect și aici presa respectiv trebuie să aibă un rol primordial în promovarea democrației Republica Moldova. Ai menționat referitor la rapoartele internaționale că stăm prost la capitolul libertatea presiei. Cu adevărat, constant, suntem o țară calificată drept una parțial liberă, iar una din aceste condiții este faptul că condiția economică, juridică a presiei tot stagnează. Și aici când vorbesc și despre condiția juridică, vorbesc și de faptul că până la moment în Republica Moldova nu exista o entitate care să preia domeniul de politici în mass media. Poate că parțial, aparent, cândva, prin prisma drepturilor omului, avea anumite abilități Ministerul Justiției, însă, ca să fie o instituție anume responsabilă de chestii politici, nu exista. Și de ce în acest context, poate că este laudabilă sau este laudabil anunțul Ministerului Justiției care a fost făcut tocmai în cadrul forumului Mass Media 2020, unde a fost lansat un anunț public precum că Ministerul Justiției va prelua domeniul de politici. Ce ar însemna aceasta la modul practic? Aceasta ar însemna că ONG-urile sau societatea civilă nu va mai fi, să spunem așa, nevoită sau să preia controlul sau să preia rolul, mai bine zis, a autorităților publice în procesul de elaborare a actelor juridice ce țin de legislația mass media. Ce s-a întâmplat până acum? Eu am să fac o scurtă retrospectivă a tuturor amendamentelor la care am lucrat, inclusiv eu și colegii din societatea civilă, cu suportul mai multor organizații internaționale. Tocmai în anul 2017 a fost creat un grup de lucru la Parlament privind îmbunătățirea legislației mass media. Inițial, scopul acestui grup era de a promova sau de a pluralismul media în Republica Moldova și, drept rezultat, trei documente de importanță, sau mai bine zis două, în opinia mea, de importanță majoră pentru promovarea libertății presei în Moldova a fost elaborarea și adoptarea noului cod a serviciilor media audiovizuale în Moldova și concepția privind dezvoltarea mass media. Concepția de dezvoltare a mass media este un document premieră pentru Republica Moldova și el, de fapt, nu este altceva decât o foaie de parcurs pentru cum ar trebui sau unde ar trebui să meargă domeniul de politici în ceea ce ține dezvoltarea mass media până în anul 2025. Dar, iarăși, am menționat faptul că nu există o entitate care ar prelua acest domeniu și ne sperăm speranța că acum Ministerul Justiției totuși, chiar și în condițiile politice care sunt, totuși va prelua domeniu și cel puțin strategia privind dezvoltarea mass media va fi adoptată. Sigur că ai menționat că există și un pachet întreg de legi care a fost elaborat de către societatea civilă și aici o mare parte amendamentele propuse se referă la îmbunătățirea cadrului legal privind accesul la informații în Republica Moldova. Chiar ieri am avut o ședință al grupului parlamentar, o ședință cu Comisia Parlamentară Mass Media, la care au participat și alți colegi din societatea civilă și comisia a enunțat faptul că ulterior sau în câteva săptămâni va fi creat sau va fi reanimat acest grup privind îmbunătățirea legislației mass media. Totodată, foarte interesant a fost și replica unui membru al Parlamentului atunci când am felicitat, de fapt, Republica Moldova cu intrarea în vigoare a noii sau vechii sau noii convenții privind Convenția Consiliului Europei privind accesul la documente oficiale. Am să fac și o retrospectivă acestui act internațional, de ce el este atât de important pentru Republica Moldova, la care unul dintre membrii Parlamentului mi-a spus, da, cine mai dă și această convenție nouă? Sau ne obligă această convenție la ceva? Da, această convenție ne obligă să transpunem anumite principii a dreptului de acces la informații și în particular, această convenție este primul instrument juridic internațional obligatoriu care recunoaște dreptul general de acces la documentele oficiale deținute de autoritățile publice.
Republica Moldova a ratificat această convenție în anul 2013, dar a adoptat-o în anul 2009, tocmai de aceea și la moment legea privind accesul la informații, legea privind accesul la informații s-a stricurat această noțiune de informație oficială și nu informații de interes public. Iată de care și iată de unde aici găsim și răspunsul la ceea ce ai invocat în prezentarea ta, Patricia. Totuși a evoluat și jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, unde a curtea a statuat în enumărate ori deja că informația de interes public cade și sub incidența articolului 10 a Convenției, de aceea cu atât mai mult este important ca acest cadru și vidul legislativ acum la moment să fie amendat, așa cum ne cer nouă standardele internaționale. Chiar ieri șeful Departamentului Societății Informaționale al Consiliului Europei a declarat următoarele, că pentru a asigura implementarea convenției, convenția despre care m-a referit, convenția privind accesul la documentele oficiale în Republica Moldova, și pentru a ajuta cetățenii să se bucure mai eficient de acest drept, Consiliul Europei va sprijini autoritățile naționale și toate părțile interesate prin activități de sensibilizare și consolidare a capacității. Deci acesta este un, în opinia mea, un semnal pozitiv că autoritățile internaționale și organizațiile internaționale vor continua monitorizarea respectării acestui drept în Republica Moldova. De ce această convenție este importantă? Deci, printre principalele avantaje ale intrării în vigoare acestei convenții sunt, în primul rând, reînvierea legii privind accesul la informații. Avem o lege care a fost adoptată 20 de ani în urmă. Ea, în mare parte, nu mai corespunde realității. Există foarte multe, chiar și Curtea Supremă de Justiție, dacă corect a menționat, că la un moment dat chiar și a considerat-o caducă, ceea ce ar însemna într-un limbaj mai simplu, ca o lege care nu și mai are existența, având în vedere alt cadru legal care a fost adoptat recent. De asemenea, va avea loc o atenție sporită din partea CEDO privind respectarea accesului la informații în Republica Moldova. Autoritățile ar fi trebuit, în urma acestei convenții, să ofere acces la date și informații publice instituțiilor mass media și cetățenilor. Convenția, de asemenea, declară că dreptul de acces la documentele oficiale deținute de autoritățile publice este esențial pentru asigurarea transparenței, bunei guvernări, libertății de exprimare și democrației participative și facilitează exercitarea altor drepturi ale omului și a libertăților fundamentale. Accesul la documentele oficiale permite cetățenilor să-și formeze opinia asupra stării societății în care trăiesc și asupra autorităților de la guvernare. Totodată permite conștientizarea cetățenilor cu privire la politicile publice și participarea la informarea corectă la procesele decizionale. Deci nu în zadare interes încă o dată pentru cei care ne urmăresc acum și online. Această convenție este primul instrument internațional și el este foarte important ca să fie cunoscut inclusiv și nu doar de politicieni. De asemenea, este foarte important ca mijloacele de informare masă libere și independente, jurnaliștii și alți actori mass media să aibă acces legal și garantat la informații și documente oficiale pentru a informa publicului. Convenția de la Tromsø oferă un cadru de principii juridice cu privire la toate aceste obiective democratice și stabilește o serie de garanții de bază cu privire la dreptul de acces la documente oficiale. Cu alte cuvinte, această convenție impune anumite obligații pozitive statelor de a furniza informații de interes public, astfel încât jurnaliștii să nu mai lucreze doar pe surse, dar să aibă liber acces la toate documentele relevante pentru o informare corectă a publicului larg din Moldova. Menționam anterior că organizațiile de media naționale și internaționale deja de nenumărate ori au identificat restricția accesului la informații ca una dintre cele mai semnificative probleme cu care se confruntă jurnaliștii și mass media. Și inclusiv organizația pe care eu o reprezint, inclusiv Reporters Without Borders, au evidențiat limitarea accesului la informații împreună cu intimidarea și atacurile asupra jurnaliștilor, dezinformarea internă și propaganda externă, precum și controlul politic și oligarhic al autorităților de reglementare și mijloacele de informare în masă, ca cele mai mari provocări pentru activitatea jurnaliștilor și mass media din Republica Moldova. Deci eu consider că acum este momentul mai mult ca oricând să ne consolidăm eforturile pentru a promova acest important drept internațional și constituțional care îl regăsim și în Constituția Republicii Moldova.
Am menționat inclusiv și despre ultimele inițiative de ordin legislativ care se impun la Codul Serviciilor Media Audiovizuale. Deci, consider că noile amendamente care se propun vor avea un impact foarte major asupra restricționării libertății de exprimare în Republica Moldova. De ce? Deoarece de acum se dorește ca jurnaliștii să dezvăluie sursa sau li se va solicita să-și dezvăluie sursa de informare ori de câte ori instanța de judecată va considera că este vorba de perturbare ordinii publice sau este în interesul securității naționale. La moment, legislația conține garanții suficiente pentru a proteja confidențialitatea surselor. A trecut foarte mult timp până Republica Moldova a ajuns la concluzia că trebuie să adopte o lege privind la libertatea de exprimare și avem această lege. Poate că în anumite situații necesită să fie îmbunătățită, deoarece Curtea Europeană este un mecanism viu și oricum anumite standarde se îmbunătățesc și se noiesc anual. Dar la moment această lege conține garanții suficiente pentru libertatea publicului de a fi informat corect și corect de către mass media. Vorbind iarăși despre vidul legislativ, cu adevărat, societatea civilă a depus foarte multe eforturi și în continuare vom depune eforturi pe diferite paliere, fie guvernamentală, fie parlamentară, pentru a convinge politicienii să amendeze și să îmbunătățească cadrul legislativ. În ceea ce privește alte instrumente pe care le-a elaborat societatea civilă în Republica Moldova, aici vreau să menționez platforma Vreau Info, care în opinia mea și opinia colegilor mei este un instrument destul de eficient pentru a ne valorifica dreptul de acces la informații, care nu necesită cheltuieli suplimentare, care de asemenea, într-un timp foarte și foarte scurt putem să obținem informații de interes public de autorități, dar mai multe despre această platformă o să ne povestească Diana Butnaru, de la Organizația Juriști pentru Drepturile Omului. Diana, îți ofer cuvântul. Tatiana, îți mulțumesc. O clipă doar. Vreau să vă vorbesc astăzi despre un instrument foarte accesibil și ușor de folosit pentru a solicita informația de interes public de la autorități. Este vorba despre platforma vreauinfo.md, platforma care a fost lansată de către Asociația Juriștii pentru Drepturile Omului în luna iunie 2018 cu sprijinul financiar acordat de Freedom House, cu scopul de a asigura, pe de o parte, accesul cetățenilor la informațiile de interes public și, pe de altă parte, de a facilita comunicarea digitală dintre populație și autorități, stabilind astfel o punte de legătură între acestea. Fiecare cetățean are dreptul să acceseze informațiile deținute de instituțiile publice, iar în conformitate cu legea privind accesul la informație, acestea sunt obligate să răspundă. Articolul 34 din Constituția Republicii Moldova prevede că dreptul public de acces la informații nu poate fi restricționat, iar autoritățile publice trebuie să informeze cetățenii în mod corespunzător. Cu toate acestea, accesul la informații rămâne una din cele mai presante probleme în Republica Moldova, cu care se confruntă mass media și nemijlocit cetățenii țării, din motiv că autoritățile sunt reticente în a oferi informație prin furnizarea incompletă sau confuză, invocând de cele mai multe ori protecția datelor cu caracter personal, secretul de stat sau cel comercial. Ce ne propunem noi este să sensibilizăm publicul cu privire la dreptul constituțional de informație prin încurajarea solicitării acesteia pe platforma vreauinfo.md, platformă care este foarte accesibilă și ușor de folosit, utilizatorul urmând să efectueze doar 3 pași simpli. Își creează un cont la rubrica Înregistrare, selectează autoritatea căreia vrea să-i adreseze întrebarea, completează cererea doar cu informația de care are nevoie, întrucât pe pagină există deja un șablon, inclusiv în varianta rusă. Cererea se publică automat și utilizatorul așteaptă maxim 15 zile lucrătoare. Sistemul va genera un e-mail imediat ce autoritatea îi va răspunde și acesta va primi răspunsul.
În cazul în care nu a primit răspuns în termen, acesta ne poate contacta și noi prin formularul de pe site, iar noi îl vom ajuta prin trimiterea repetată sau, după caz, vom contacta autoritatea pentru a vedea care este motivul din care nu s-a răspuns în termen. De ce vreau info.md? Pentru că platforma ne permite să utilizăm instrumentul online pentru a solicita informații de interes public, facilitând găsirea autorității, a instituției sau a persoanei juridice relevante, întrucât toate se găsesc pe această platformă. Și nu este necesar să căutăm adresele de contact ale destinatorului. Mai mult ca atât, evităm spațiile publice, cheltuielile poștale, timpul personal și, în același timp, ușurăm activitatea funcționarilor, deoarece le oferim posibilitatea de a nu răspunde la solicitări repetate din moment ce o autoritate a dat deja răspuns. Toată lumea va putea găsi informațiile stocate pe platforma Vreau Info. Avem aici exemplul primăriei Drochia, care a avut 19 cereri legate de activitatea acesteia. Toate răspunsurile se găsesc pe platforma noastră și, prin urmare, ele pot servi drept sursă primară de informare pentru jurnaliști, dar și pentru toți cetățenii. Un alt exemplu de utilitate a acestei platforme este lista nominală a procurorilor eliberați din funcție în perioada anilor 2019-2020, informație care nu se regăsește pe pagina Procuraturii Generale sau pe pagina Consiliului Superior a Magistraturii, dar la o simplă căutare în Google acest răspuns este foarte ușor accesat și poate fi folosit pentru diferite materiale jurnalistice. Până astăzi avem înregistrați pe site 116 utilizatori care au făcut în total 120 de solicitări de informație către o parte din cele 289 de autorități. Dar au primit 71 răspunsuri. De cele mai multe ori, autoritatea nu a răspuns pe motiv că cererea nu a fost semnată electronic, pentru că, în conform noilor prevederi în codul administrativ care au intrat în vigoare de la 1 aprilie 2019, îi obligă pe solicitanții de informații ca solicitările de informații expediate pe e-mail să fie însoțite și de semnătura electronică. În cazul solicitărilor de informație trimise prin intermediul platformei Vreau Info, solicitantul nu are nevoie de această semnătură electronică pentru că asta facem noi. Semnăm electronic și trimitem solicitarea. Ne dorim ca un număr cât mai mare de cetățeni să cunoască despre beneficiile platformei și să o poată utiliza, în același timp să creștem responsabilitatea autorităților. În acest motiv vrem să începem o campanie de promovare, dar având în vedere situația pandemică la nivel mondial, dar în mod special în Republica Moldova, ne concentrăm în mare parte pe promovarea online. Mai exact, este vorba despre rețelele de socializare și plasarea de bannere pe site-uri media, crearea de materiale promoționale care ar explica pas cu pas cum se folosește platforma, colaborarea cu presa, primăriile, consiliile raionale în vederea plasării bannerului pe paginile web ale acestora, colaborarea cu mass media, desigur, inclusiv mass media regională, în vederea creării materialelor jurnalistice realizate anume în baza răspunsurilor primite prin intermediul platformei vreauinfo.md. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc și vă invit să faceți solicitări de informație prin intermediul platformei. Mulțumesc! Mulțumesc, Diana, și eu tot vă invit să faceți solicitări de informații prin intermediul platformei. Cel puțin va fi un exercițiu să vedem cât de transparenți sunt cei care sunt plătiți din banii publici. Iar acum vă invit să adresați întrebări dacă aveți aceste întrebări pentru expertele noastre la rubrica chat. De asemenea, vreau să amintesc că Freedom House a elaborat mai multe, împreună cu autorii locali, a elaborat mai multe note analitice, care puteți să le găsiți pe site-ul oficial al organizației Freedom House. Aceste note analitice propun soluții și recomandări pentru problemele legate de accesul la informații pentru jurnaliști,
politizarea mass-media, vulnerabilitatea la dezinformarea străină, politizarea internă și concentrarea proprietății mass-media sau impactul negativ asupra libertății de exprimare în urma răspunsului guvernului la pandemia COVID. Și dacă nu le este dificil să le găsiți pe pagina oficială organizației Freedom House, le puteți găsi fie pe pagina de Facebook a organizației noastre, fie pe pagina de Facebook a partenerilor noștri Internews in Moldova. Iar acum, dacă aveți careva întrebări, amintesc că traducerea este asigurată simultan în trei limbi. În oricare limbă poate fi adresată întrebarea. Dacă nu sunt întrebări, am impresia că noi am fost suficient de explicite în cadrul acestei prezentări. Suntem în așteptarea schimbărilor concrete, nu mimate din partea autorităților și în particular în domeniul legislației mass media, iar câtă voință politică au actualii guvernanți pentru că aceasta se producă, rămâne de văzut. Și reiterez, dacă mai mult întrebări nu sunt, eu vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această sesiune video. Vor urma și altele odată cu publicarea altor note analitice și vă doresc o seară frumoasă în continuare pentru cei care ne urmăresc din Republica Moldova și o zi bună în continuare pentru cei care ne privesc de peste ocean.